Salutare, prieten, salutare YouTube! Astăzi mă aflu la Mănăstirea Sucevița. Mănăstirea Sucevița este o importantă mănăstire de maici din nordul Moldovei, situată la 17-18 km sud-vest de orașul Rădăuți, în județul Suceava. Haideți să intrăm, să vedem ce e înăuntru mănăstirii. Biserica a fost ridicată în anul 1581 pe locul unui modest chid de lemn atribuit călugărului Pahomie, de către Gheorghe Movilă, care avea mai apoi să devină mitropolit al Moldovei. Gheorghe Movilă a fost un boier moldovean, fratele domnitorului Moldovei Ieremia Movilă, care a avut două domnii între anii 1595 și 1600 și 1600 și 1606. Ansamblul mănăstiresc este format din 5 elemente: biserica cu ramul învierii Domnului, chiliile, datând tot din vremea bisericii, paraclisul, de asemenea, turnurile de nord-est și nord-vest și zidul de incintă, datând din secolul 16-17. Aici este paraclisul. În dreapta mea puteți vedea contraforturile și zidul de apărare. Deci în fața noastră avem chiliile de maici, iar lângă este muzeul și lângă muzeu este paraclisul. În muzeul mănăstirii se păstrează o capsulă de argint aurit cu părul Elisavetei, soția lui Ieremia Mobilă. În anul 1617, Elisaveta, împreună cu al său fiu Alexandrel, a fost prinsă de turci și dusă în robie la Constantinopol, iar în semn de nemărginită durere și-a tăiat părul și l-a trimis la Suceviță. La bisericii, atât cea interioară cât și cea exterioară, este de o mare valoare artistică, ilustrând textele biblice din Vechiul și Noul Testament. Ea a fost executată în anii 1595-1596 de către iconografii Ioan Zugravul și fratele său Sofronie Zugravul. Ea este bine conservată până în prezent, după cum puteți vedea. Pe partea de est putem vedea în cele trei abside un ansamblu pictural numit Cinul. Ansamblul este împărțit în 7 registre orizontale, după cum bine puteți vedea, care ilustrează ierarhiile cerești și cele pământești: serafimii, îngerii, profeții, apostolii, episcopii, martirii, puznicii și călugării. Latura în stânga, în stânga, în stânga. Avem fațada nordică, pe a cărei suprafață se desfășoară cel mai valoros ansamblu pictural exterior al Suceviței, cunoscut sub numele de Scara lui Ion Climax sau Scara Cerurilor sau Scara Virtuților. Această scenă reprezintă o veche credință populară, cum că sufletul după moarte trebuie să treacă prin mai multe vămile văzduhului, pentru a ajunge la judecătorul suprem. Biserica este în formă de cruce cu abside circulare și prezintă compartimentarea clasică a unei necropole dinastice de la est la vest, după cum urmează. Deci, primul este altarul, apoi urmează naosul, grobnița, pronaosul și pridvorul închis, la care se adaugă la extremitatea vestică a laturilor de nord și de sud câte un pridvor deschis rectangular, influența arhitecturii din țara românească. Arhitectura a fost construită în stilul arhitecturii moldovenești. Prezintă elemente de artă bizantină și gotică, la care se adaugă elemente de arhitectură ale vechilor biserici de lemn din Moldova, edificiul păstrând stilul statornicit în epoca lui Ștefan cel Mare, cu pridvorul închis. După cum bine puteți vedea, aici sunt ruinele vechilor chilii, datând din secolul al XVI-lea,
cât și zidul de apărare al mănăstirii. Zidurile de apărare datând cele din secolele 16, respectiv 17. Legenda spune că o femeie de prin partea locului s-a oferit să ajute la ridicarea mănăstirii, cărând cu alei car tras de bivoli, piatra necesară construcției și că a făcut această corvoadă timp de 30 de ani, fără întrerupere. Nu se precizează motivul pentru care femeia își impusese o sarcină atât de aspră, ci doar dorința de a fi mormântată în biserică. Această cinstire nu i-a fost acordată însă, pentru că amintirea ei și evlavia jertfei să nu se șteargă, i s-a pus pe turnul clopotniță tipul cioplit în piatră. Această figură cu trăsături aspre sumare poate fi văzută și în zilele noastre deasupra uneia dintre masivele contraforturi. Din păcate, eu n-am avut acces în turnul clopotniței să vă pot arăta tipul acestei femei sculptat în piatră. Vorul închis, avem viața Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, după cum puteți vedea. Element distinctiv al acestei biserici ar fi pictura Maicii Domnului cu pruncul Iisus pe cupola pridvorului închis. În pronaos avem reprezentarea vieții lui Moise, precum și pe cele două cupole ale pronaosului avem reprezentarea cinei cea de taină și Iisus Pantocratorul. Să vedem cine este îngropat în Biserica Sucevița. Primul mormânt din Camera Mormintelor, în partea dreaptă, este cel al domnului Moldovei, Ieremia Movilă, iar lângă el se află fratele său, Gheorghe Movilă, ctitorul mănăstirii. A fost fratele ctitorului Gheorghe Movilă și a fost domn al Moldovei. De asemenea, el a fost recunoscut și de către turci și de către polonezi, cărora le plătea tribut. În grobnița avem reprezentările vieții sfinților Nicolae și Gheorghe. Aceasta este ușa spre încăperea secretă numită Tainiță, unde se ascundea tezaurul bisericii în caz de primejdie. Aceasta nu este o inovație, am mai întâlnit-o și la Mănăstirea Humor. Acolo este inovația. Intrăm în naos, haide să vedem.
O să avem reprezentarea ciclului patimilor, portretele votive ale lui Miron Barnovski Movilă, Gheorghe Movilă și Ieremia Movilă cu toată familia sa. Miron Barnovski Movilă a fost domnul Moldovei în perioadele 13 ianuarie 1626 și iulie 1629 și aprilie 1633, 2 iulie 1633. Era înrudit cu moviliștii prin mama sa, Elisabeta. A fost executat la Constantinopol sub acuzarea de trădare. Menționa că prin căsătoria din 1541 a domniței Maria, fiica domnitorului Petru Rareș cu boierul Ion Movilă, familia moviliștilor se înrudește cu vechea dinastie a mușatinilor lui Ștefan cel Mare, iar prin căsătoriile fiicelor domnitorului Ieremia Movilă se înrudesc cu marii nobili din Polonia. În Prona o să avem reprezentarea calendarului, așa cum v-ați obișnuit să vedeți în majoritatea bisericilor pictate din nordul Moldovei. Mai multe informații despre mănăstire, biserică, titor, tradiții, voievozi puteți găsi în linkurile din descriere. Dacă v-a plăcut, prieten, vlogul de astăzi, nu uitați să vă abonați la canal, să dați like și să rămâneți alături de mine, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Până data viitoare, aveți grijă de voi și fiți sănătoși. La revedere!